Salut! Sunt Flavia Negoescu, iar astăzi la 2.0 continuăm discuția despre fotografie și aflăm ce este distanța focală și cum influențează aceasta perspectiva și unghiul de vizualizare al unei imagini. Iar apoi Radu Pericol Țigănaș călătorește într-un viitor post-apocaliptic și se luptă cu androizi în RPG-ul japonez Nier Automata. Rămâneți cu noi, începe 2.0! Atunci când vă cumpărați un obiectiv nou, una dintre cele mai importante specificații care vă interesează la el, în afară de deschiderea maximă a diafragmei, este distanța focală. Distanța focală, măsurată de obicei în milimetri, este o caracteristică de bază a obiectivelor fotografice. Ea nu reprezintă lungimea efectivă a unei lentile, ci distanța optică dintre locul în care razele de lumină converg pentru a forma o imagine, până la senzorul digital sau, în cazul aparatelor fotoanalogice, până la filmul de 35 de mm. Distanța focală a unei lentile este măsurată în momentul în care lentila este focalizată la infinit. Mai departe de a fi o simplă cifră în lista de specificații, distanța focală ne spune care va fi câmpul vizual al fotografiei, adică cât de mult din scenă vom putea surprinde, precum și care este gradul de magnificare al elementelor din imagine, adică mărimea sau scara elementelor individuale. Cu cât distanța focală este mai redusă, cu atât câmpul vizual este mai mare și gradul de magnificare este mai mic. Din punctul de vedere al distanței focale, obiectivele se pot clasifica în primul rând în două categorii, zoom și prime. Obiectivele de tip prime au o distanță focală fixă, iar obiectivele de tip zoom au distanțe focale variabile. Avantajul obiectivelor zoom este în mod clar versatilitatea lor și sunt ideale în cazul în care vă place să fotografiați subiecte diverse, de la peisaje la portrete sau să faceți fotografie de stradă. Dacă folosiți un obiectiv de tip zoom, nu va fi nevoie să schimbați obiectivul de fiecare dată când vă aflați într-o situație fotografică nouă, ceea ce este atât eficient din punctul de vedere al timpului, cât și mai puțin riscant dacă luați în considerare faptul că de fiecare dată când schimbați obiectivul, există riscul să intre particule mici de praf pe senzorul aparatului de fotografiat sau în cutia cu oglinzi. Avantajele principale ale obiectivelor de tip prime, care au o distanță focală fixă, sunt mărimea și greutatea lor, care este de obicei mai mică, precum și deschiderea maximă a diafragmei, care este de obicei mai mare decât în cazul obiectivelor zoom. Asta înseamnă că atunci când faceți fotografii în condiții de luminositate scăzută sau dacă vreți să obțineți imagini cu o profunzime de câmp superficială și să aveți un bokeh frumos pentru un portret, spre exemplu, o diafragmă de tipul f1.8 sau f1.4 vă este foarte utilă. Probabil acum vă întrebați de ce ați investit vreodată în 3 obiective prime în loc să vă luați un singur obiectiv zoom care să acope întreaga plajă de distanțe focale a celor 3. Chiar dacă obiectivele de tip zoom îți permit să fii puțin mai leneș atunci când faci fotografii și să te adaptezi din mers la fiecare situație, calitatea imaginilor realizate cu obiective prime, aflate în aceeași marjă de preț, bineînțeles, este întotdeauna superioară. Și asta deoarece obiectivele zoom au în general nevoie de mai multe elemente optice în interior pentru a putea modifica distanța focală. Cu cât sunt mai multe bucăți de sticlă angrenate în sistemul optic, cu atât claritatea imaginii rezultate este mai slabă. Obiectivele prime se concentrează pe a face un singur lucru cât mai bine. De aceea, de cele mai multe ori, fotografiile realizate cu astfel de lentile au o claritate mai bună, culori reale și un bokeh mai frumos. O altă metodă de clasificare a obiectivelor în funcție de distanța focală împarte lentilele în 3 categorii mari, și anume obiective de tip wide, obiective standard și obiective tele. Obiectivele wide sunt cele care au o distanță focală de până în 35 de mm. Ele se împart în obiective de tip ultra-wide sau superangulare sau fisheye, care au o distanță focală până la 24 de mm, și obiective wide, care sunt de obicei între 24 și 35 de mm. Obiectivele ultra-wide sunt folosite în cazuri foarte specifice, cum ar fi peisaje panoramice sau portrete dramatice sau alte situații în care acel efect de distorsionare este util. Câmpul vizual pe care îl pot surprinde aceste obiective este foarte mare și poate ajunge până la 180 de grade. Datorită acestei caracteristici, obiectivele ultra-wide distorsionează imaginea în laterale și o fac să pară puțin curbată, unele chiar o prezintă sub formă de cerc. Aceste obiective nu sunt recomandate neapărat în cazul portretelor, deoarece ele lărgesc perspectiva atât de mult încât ajung să distorsioneze elementele naturale ale feței și o fac să arate puțin nenatural. Obiectivele wide, aflate între 24 și 35 de mm, deși au un câmp de vizualizare mare, nu mai distorsionează imaginea. Ele sunt folosite cu precădere de fotojurnaliști în încercarea de a documenta diferite situații de viață. Aceste obiective sunt suficient de largi încât să surprindă întreg contextul, păstrând în același timp proporțiile și dimensiunile corecte ale obiectelor din cadru.
Obiectivele standard sau normale se situează între 35 și 70 de milimetri. În acest interval, obiectivele reproduc imaginile cel mai aproape de cum le vedem și noi cu ochiul liber. Asta dacă nu luăm în calcul, bineînțeles, vederea periferică. O lentilă standard de 50 de milimetri cu o diafragmă de f1.4 sau f1.8 este un obiectiv care nu ar trebui să lipsească din kitul unui fotograf, deoarece este extrem de versatil și se pretează în aproape orice situație. Asta înseamnă că dacă ieșiți cu prietenii să beți o bere într-un bar, puteți surprinde în același timp cu același obiectiv atât fețele lor și poți să vă realizați portrete frumoase, cât și atmosfera din local. Dacă urcăm peste o distanță focală de 70 de mm, ajungem în teritoriul obiectivelor tele, folosite cel mai adesea pentru portrete. Obiectivele situate între 70 și 105 mm sunt foarte bune pentru a surprinde în mod natural personaje pe care le separ de fundal, fără ca imaginea finală să arate decupată. Mai sus de 105 mm, obiectivele de tip tele se folosesc în special pentru a capta imagini cu obiecte aflate la mare distanță, cum ar fi vârfuri muntoase sau animale sălbatice. Ele nu sunt potrivite pentru peisaje, deoarece tind să aplatizeze imaginea și toate obiectele par să se afle în același plan. Mai există un tip de lentile care nu răspund sistemelor de categorisire prezentate mai devreme, și anume obiectivele macro. Fotografia macro, cunoscută și sub numele de macrofotografie sau fotomacrografie, presupune surprinderea unor obiecte foarte mici, cum ar fi insecte, fire de textil sau grăunțe de nisip, de la o apropiere extremă, astfel încât subiectul are o dimensiune mult mai mare în fotografie decât are în viața reală. Raportul dintre mărimea unui subiect pe planul filmului sau, în cazul aparatelor digitale, pe planul senzorului, suprapus pe dimensiunea reală a subiectului, este cunoscut sub numele de raport de reproducere. Un obiectiv macro are un raport de reproducere de cel puțin 1 la 1, deși de multe ori se referă pur și simplu la obiective cu un raport de reproducere mare. Distanța focală a obiectivelor de tip macro variază. Ele pot avea 60 de mm, 105 mm, 200 de mm și așa mai departe. Așadar, dacă vă interesează să cumpărați o lentilă macro, va trebui să verificați că obiectivul respectiv să aibă un raport de reproducere mare mai degrabă decât o distanță focală specifică. În practică, distanța focală afectează destul de dramatic perspectiva unei imagini și modul în care noi percepem diferitele planuri ale imaginii. Pentru a ilustra cât mai bine acest lucru, iată câteva fotografii cu același subiect, realizate la diferite distanțe focale. Este destul de greșit să spunem că distanța focală este cea care schimbă perspectiva, deoarece în practică ce se întâmplă este că noi trebuie să ne repoziționăm față de subiect pentru a păstra aceeași încadratură. Astfel, dacă vreau să obțin exact același cadru cu un obiectiv de 90 de mm pe care l-aș obține cu unul de 14 mm, trebuie să stau mult mai departe de subiect ca acesta să ocupe același spațiu în fotografie. Astfel putem observa că atunci când creștem distanța focală, planurile imaginii se apropie din ce în ce mai mult unele de altele și par să se contopească. Dacă țineți cont de caracteristicile distanței focale și de efectele acesteia, veți putea folosi proporțiile, dimensiunile și perspectiva în scopuri artistice și să obțineți rezultate fotografice foarte interesante. Înainte să încheiem discuția despre distanță focală, mai este un aspect pe care trebuie să-l analizăm, factorul de crop. Aparatele de fotografiat full frame au un senzor echivalent ca dimensiune cu standardul filmului sau peliculei de 35 de mm. În cazul aparatelor digitale, asta se traduce într-un senzor cu dimensiunea de 36 x 24 de mm. Orice aparat care are un senzor mai mic de această dimensiune se numește crop senzor și are un anumit factor de crop față de standardul full frame. În fișa de specificații veți găsi termenul crop senzor, urmat cel mai adesea de un factor de multiplicare de tipul ori 1.5 sau ori 2. Este foarte util să știți factorul de multiplicare al aparatului vostru de fotografiat, deoarece el afectează direct distanța focală reală a unui obiectiv. Cum? Ei bine, în momentul în care vă cumpărați un obiectiv nou de 50 de mm, să zicem, cel mai adesea distanța focală scrisă pe ambalaj este raportată la standardul de 35 de mm full frame. Asta înseamnă că atunci când veți monta obiectivul pe aparatul vostru de fotografiat mirrorless cu un senzor de tip Micro Four Thirds, imaginea prin obiectiv nu se va vedea corespondent unei distanțe focale de 50 de mm, ci a uneia de 50 de mm de mulțit cu 2, care este factorul de crop al senzorului, adică 100 de mm. Efectul este ca și cum ați da zoom în imagine, evitând marginile extreme ale cadrului. Există o serie de lentile care sunt construite special pentru camere cu senzor de tip crop, cum este, spre exemplu, seria EF-S de la Canon sau DX de la Nikon, care însă au în practică un efect similar de crop. Cam asta este povestea cu distanța focală. Săptămâna viitoare continuăm seria tutorialelor despre fotografie cu moduri foto care se regăsesc pe majoritatea camerelor digitale. Până atunci, vă las în compania lui Radu Pericol Țigănaș, care de-abia așteaptă să vă povestească totul despre Nier Automata, un nou joc japonez science fiction de tip RPG. We'll be right back.